Mămârlanii din dealul Babii au petrecut duminică. Totul s-a întâmplat în cadrul nedeii tradiționale, care are loc an de an aici. Bine ați venit, vă rugați să serviți. Ce să serviți? O țuică? Părinte, bună! Bună tu-i ca o băbeni, mă! CDB-ul! Ia serviți și domnii consilieri! Haideți, domnii consilieri! Primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile, împreună cu părintele paroh din dealul Babii, au spus oamenilor despre însemnătatea tradițiilor. Așa cum se obișnuia la dealul Babii, a treia duminică după Paști, ne întâlnim aici, la sărbătoarea satului. Ne întâlnim aici pentru a evoca obiceiurile mămârlănești, portul și tradiția mămârlănească. Un mare filozof spunea, cei care nu-și păstrează portul și tradiția dispar. Noi nu vrem să dispărem de aici. Noi vrem să existăm. Să existăm prin ceea ce am clădit, prin ceea ce au făcut străbunii noștri, stăm aici, pe pământurile lor, aici le sunt osemintele și aici vrem să trăim în continuare. Ne bucurăm astăzi să fim într-o altă formă de organizare. După cum vedeți și dumneavoastră, probabil ați rămas surprinși de ceea ce am organizat. Întotdeauna, și cred că observați și dumneavoastră pe zi ce trece, parcă lumea s-a îndepărtat de biserică, s-a îndepărtat de lucrurile bune. Vrem să le aducem înapoi, să ne întâlnim cu drag când ne întâlnim unul cu celălalt, să ne bucurăm. Și această frumoasă, iată că Dumnezeu ne-a văzut că ne-am adunat aici și i-a dat și soare peste noi. De fiecare dată când ne întâlnim, începem și discutăm despre X, despre Y, ce mai face, cum o duce. Iată că, părintele, astăzi am început cu o slujbă aici la biserica din dealul Babii și, cum spunea și părintele, după o rugăciune merge un joc și voie bună să ne putem bucura de ceea ce am reușit cu toții să facem. Eu ce pot să spun despre dealul Babii, despre tradiție? Cred că toată lumea știe că unul din punctele principale ale Voii Jiului este și dealul Babii. Cum este Jiețul, cum este Câmpul Uneag, cum este Aninoasa. În general au rămas extremele, unde încă totuși concitadinii noștri poartă acele straie mămârlănești. Am venit și noi din oraș cu copii care poartă straiele mămârlănești. Să-și aduc aminte mulți că ar fi extraordinar de bine să aibă și el acasă câte o ținută de la băștinașii noștri. Întotdeauna când veneam în dealul Babii simțeam aerul de curățenie, aerul care ne aduce întotdeauna bucatele adevărate, nu alea prin magazine, supermarketuri. Aici întotdeauna ai găsit o mâncare originală, făcută, cum e brânza, cașul, sloiul de oaie,
mielul și așa mai departe. Țuica, iată, am gustat țuica de dealul babei extraordinar. Iată de ce trebuie să ne întoarcem înapoi aici, la țară, pentru că întotdeauna am văzut că cei de la țară parcă trăiesc mai mult. Pentru că au mâncat natural, au băut natural, au băut apa asta de izvor, asta bună. Noi orășenii, pe unde apucăm? Și noi, toți în complexe și din alimentări ne luăm toate cele necesare. Din acest motiv am adus alături de mine și de părintele, am adus și corul bisericii, am adus consilierii cu care împreună am hotărât această manifestare aici la dealul Babii, cum să organizăm să fie pe placul tuturor. Este o vorbă la noi la români și spune în felul următor că totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. Și l-am început cu o slujbă de mulțumire pentru toate binefacerile pe care Dumnezeu le-a revărsat și asupra noastră, dar și asupra celor care locuiesc aici în dealul Babii. Domnul primar vorbea frumos aici despre tradițiile din dealul Babii, despre mâncărurile din dealul Babii. Eu vreau să vă spun doar câteva lucruri referitoare la biserică, fiindcă știți că în centrul fiecărei comunități stă biserica. Fără biserică și fără Dumnezeu nu se poate. Biserica din dealul Babii a fost una dintre cele mai vechi biserici din Valea Jiului. Gândiți-vă, în 1870, sătenii care stăteau aici, am găsit niște acte în arhiva protopopiatului de la Hațeg, parohia, satul de aici din dealul Babii funcționa ca filia parohiei Rușor, de peste deal, de peste munte. Și în 1870 a fost construită prima biserică aici în satul dealul Babii, o biserică din lemne de fag și de mesteacăn, care până în 1977 a fost în picioare și s-a slujit în această biserică. Ce a rămas, ce avem în momentul de față, sunt niște icoane nemaipomenite, vechi de 100 și ceva de ani, cărți în limba chirilică, semn că, uite, limba română și tradițiile s-au păstrat aici în satul acesta. Când iese hramul bisericii, toți vin îmbrăcați în costume naționale și aceasta este o realizare nemaipomenită. Faptul că în fiecare an vă adunați aici la Nedea satului, să știți că și Nedea avea rânduiala ei, fiindcă acolo pe dealuri, când se adunau sătenii și țineau Nedea, majoritatea familiilor se închegau în urma Nedeii care se ținea. Multe familii erau întemeiate în urma acestei adunări câmpenești. Bineînțeles că cu voia lui Dumnezeu și astăzi suntem aici alături de domnul primar, alături de domnii consilieri și participăm la bucuria dumneavoastră. Și vă spuneam și la Sfânta Biserică, frumos spune psalmistul David acolo, cât de bine și de frumos este atunci când frații se adună și trăiesc împreună. Iată cât de bine și de frumos este când dumneavoastră, cei din dealul Babii, cei din oraș, v-ați adunat să fiți părtași aici la bucuria celor din dealul Babii. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze această adunare și tuturora care sunteți de față să vă dăruiască Bunul Dumnezeu zile îndelungate, să aveți parte de bucurii și să trăiți într-un mult și fericiți ani. Dumnezeu să ne ajute! Localnicii zonei au fost invitați să petreacă așa cum făceau odinioară. Deși administrația locală încearcă să ducă mai departe aceste tradiții, mămârlanii spun că nimic nu mai este cum a fost în tinerețea lor. Era foarte frumos. O să dispară tradițiile. Dacă nu se pune bază pe ele, dispar. Cine credeți că ar trebui să pună bază pe tradiții? Păi, generația nouă să dispară, bătrânii mor și ei nu mai țin obiceiurile, nu o să mai fie cu ce-o fost odată. La dealul Babii în sus, a rămas satul pustiu. Că s-au dus în străinătate să facă bani să-ți cumpere bucate. Nedeea a fost bine, dar un pic a stricat vremea. Și așa că acum nu ploaie și merge bine. Cum
cum era înainte, când erați dumneavoastră tânăr la aceste nedei? Hai să spunem adevărul. Era mult mai frumos. Că erau toți îmbrăcați în stare națională, mumurlani, cum îi spunem noi, și se juca numai pe floire. Dar juca tot, nu numai unul, și bătrân, și tânăr, tot. Să facea câte o oră de nunca pe în curtea asta, sau să facea acolo jos. Dar așa a fost atunci, și pe fluieră, nu era muzică, nu era tângânele, nu era nimic. A fost bine, dar și acum e mai bine. S-a pierdut din tradiții? Poftim? S-au pierdut din tradiții? 95%. Deci fluiera e pe cale dispariție. Eu am făcut parte de echipa de fluiera și mai suntem 4 din 14. Toți s-au îmbătrânit, au murit, s-au dus. Și fluierul e pe cale de dispariție, completă. Că la ora actuală nu mai bazează nimeni pe fluier. Oricum era mai frumos, ne îmbrăcam în costum. Am îmbrăcat și acum, dar numai pe jumătate. Administrația din Vulcan organizează an de an această nedeie din dealul Babii. După cum se știe, a treia duminică după Paști, la dealul Babii este sărbătoarea satului și se face nedeea băbenilor. În acest an am organizat altfel, pentru că este necesar ca și oamenii să vină la biserică și am făcut un pact cu preotul din care slujește aici la biserică, să facem în primul rând să facem o slujbă, după care să ne bucurăm cu toții aici de această sărbătoare a mămârlanilor din dealul Babii. Consider că este extraordinar de bine, prin care demonstrăm și arătăm tuturor obiceiurile mămârlănești, portul popular, muzica mămârlănească, pentru că este normal să păstrăm aceste obiceiuri cu sfințenie aici, în dealul Babii. Rămân puține locuri în care se mai păstrează și atunci dorim să facem acest lucru chiar cu copiii care vin îmbrăcați în straie mămârlănești și, după cum ați văzut și dumneavoastră, și unii dintre mămârlani, majoritatea lor au trecut și ei ca barabele, nu se mai îmbracă în straie mămârlănești, dar este necesar să nu ne pierdem graiul, portul. Aceste lucruri sunt minunate pentru noi, pentru români, și țin foarte mult la ele. Cred că este o zi frumoasă, a plouat, dar nu ne-a speriat, așa că ne distrăm aici alături de ei și îi cântec joc și voie bună. Joacă-mă, bădiță, bine, la-la-la-la-la-la, și mă strânge lângă tine, la-la-la-la-la-la, și mă joacă legănat, la-la-la-la-la-la, că joc de la lătul sat, la-la-la-la-la. Mămârlanii au petrecut până târziu în noapte, asta chiar dacă vremea nu a fost de partea lor. Ei și-au delectat papilele gustative cu produse și băuturi tradiționale.